Бună ziua, dragi prieteni, stimați urmăritori. Dați să vă povestesc o pătăranie și am pățit eu amunul de mult cu stăpânul la iazul ăsta. Vă te știți că eu sunt călăraș. Și din Selește Nouă, dar pe ștideal aici trește Dodon. Asta vă spun dinainte ca să înțelegeți. Și ajung eu pe marginea iazului, mă dezbrac și dau să mă încep a scalda. Și aud așa, băi! Și nu vezi că e interzis acolo, scrie că pescuitul scaldatul este interzis? Dar eu arăt așa un gest. Zic, băi, ia vin în coace, băi. El se așează rep de microbusul lui și pe gazam, wow! Pe naratură, pe drum de aici, pe marginea iazului, vine cu o viteză. Și a zis, când am moș, al gruzesc. Maldasc e business, știi? Dar eu mă dezbrac repijorul le cu țică până la brâu. Îmi pun ochelari negri pe ochi. El vine, se apropie, tormozește, iese din autobus și mă vede. Bună ziua, domnule. Deodată a schimbat plastinca. S-a făcut amabil, внезапно, știi? Și mă întreabă, dar cine ești, dumneavoastră? Nu prima și ne-a venit în gând. Zic, băi, eu lucrez în pază la domnul Dodon Aișean, a venit la dânsul acasă, chelarea a zi liber. Și zic, am venit și scam ne trebuie până la iaz, mă scald. Dar el așa se uită, se uită, m-a pierdut graiul, săracul. Da, domnul, da, scaldați-vă, poftim. Nu nicio problemă. Dacă vreți un pește, prindeți. Dacă sunt colegi acolo, veniți cu colegii, o frigărui, fără probleme, organizăm, tot normal. Dar eu îți zic, auză, dar și răcnei așa tare de pe malul Shaland, a? Dar el așa se uită la mine din cap până în cioare. O zic, băi, m-a scos, dar nu te-am văzut de aproape. O zic, nu voi ați înțeles. Dar de ghe de ghe mă ținem să nu mă înfle râsul. Și am vrut să mă împart și cu voi cu pătărania asta. Noi trăim într-o țară de minuni, ca tare, unde teții de oței au vlaști. Так что ocupați-vă cu sportul, știți puternici și mintioși. În situații de astea, să vă lucreze creierul ca ceasul. La tăți o seară bună. Vă cuprind. Uitați.